Salut, prieteni! Suntem la sfârșitul lui mai. Este o vreme frumoasă, cer senin, dar ce este mai important, a început reproducerea la crap, caras și cealaltă albitură, clean. Ieșind pe malul râului, am surprins, poate reușim să surprindem câteva momente, uitați acolo, ceva mai jos. Este foarte, foarte greu, îi sperii, să mă apropii mai mult de apă. Dar am să încerc să prind aceste imagini pentru dumneavoastră. Este o femelă mai mărișoară de crap, în jur la un kilogram, un kilogram și ceva. Și doi masculi. Doi sau trei masculi. Probabil le-am speriat. Ei au plecat ceva mai jos ca să merg aproape de râu pe mal, îi sperii. Da, uitați mai jos. Unde se fac acele cerculețe pe apă? Mai poate reușesc să ajungem să-i... La vreo 20 de metri ceva, uitați, poate se văd acele cerculețe. Dar este foarte greu, cum te apropii... E și normal. Este această reproducere naturală a crapului. Dar uitați mai jos, se apropie de mal, deci în zona ierburilor de lângă mal. Nu o să reușim să... Dar în mare, uitați acum, ar trebui să stau cam umflat, să stau cât mai departe de râu, dar cu ajutorul telefonului nu reușesc să prind acele momente. Întâmplător am trecut pe malul râului. Stați mai jos, din ce în ce, dacă nu reușesc să mă apropii, dacă încerc să mă apropii, pleacă. Nu, oricât aș încerca, poate am prins acele cercuri. Dar nu reușesc mai mult. Uitați acolo. Poate. Acum poate să vede. Vedeți, el vine din mal în mal. Face un cerculeț în care cei doi masculi urmăresc femela, lovind-o cu botul în abdomen pentru a elimina icrele. Nu, oricât aș încerca, oricât aș încerca să mă apropii, el pleacă, sau ei pleacă ceva mai jos, la 15-20 de metri de mine. Nu reușesc, oricât aș
S-a mai mișcat ceva aici. Uitați acolo, exact în mal. Haideți, poate reușim. Aha. Uitați, poate am reușit să prindem acum. Am spus, este o imagine pe viu. Foarte rar, foarte rar când prinzi așa ceva. Eu am mai prins ceva cu ani în urmă, dar la Clean, pe Jijia. Acum poate să vede. Vin înspre mine. Hai, m-a văzut, cred că. În această perioadă el nu prea mănâncă. Și oricât ai încercat să-l prinzi, nu reușești. Nu reușești. Haideți, poate mai prindem câteva momente. Mai jos. V-am spus, cred că m-a văzut și a dus mai jos. Am călcat pe un pet de plastic fără să-mi dau seama, făcând zgomot. Acum el vine înspre mine. Poate vedem în apă acum, uitați-i, uitați-i. Eu i-am văzut. Am spus, este o femelă, femeia este ceva mai mare, urmată de 2 sau 3 masculi. Dar principalul că a început reproducerea la crap. Deci apa trebuie să aibă un trend crescător și cât de cât să nu coboare sub 15-16 grade. Dacă se ridică este mult mai bine, adică să fie peste 16 grade. Cam atât, nu are rost să merg de-a lungul râului, nici bateria la telefon nu-mi ține pasul.